8 unități de învățământ din județul Timiș au fost admise în etapa de evaluare a eligibilității proiectelor pentru școli pilot finanțate prin PNRR. Ministerul Educației a publicat rezultatele etapei de evaluare a eligibilității proiectelor din cadrul apelului Granturi pentru unitățile de învățământ pilot, care include școlile care pot pilota intervenții educaționale inovative, noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat în anul școlar 2024-2025. Etapa următoare este evaluarea calitativă a cererilor de finanțare. Cele 8 unități de învățământ sunt Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara, Liceul Teoretic Babel Timișoara, Școala Gimnazială Checea, Școala Gimnazială Martin Subon Jebel, Școala Gimnazială Mașloc, Școala Gimnazială Orțișoara, Școala Gimnazială Lenauheim și Școala Gimnazială Săcălaz.